substanțe stupefiante interzise. Cu această ocazie vreau să vă informez că Poliția Rutieră și nu numai, cu aceste aparate o să acționeze din ce în ce mai des. Amatorii de senzații ar trebui să cunoască acest lucru și să se ferească, în primul rând, să consume așa ceva, cu atât mai mult. Dacă sunt conducători auto, trebuie să înțeleagă că cu atât mai mult această activitate este interzisă și din punct de vedere a codului rutier.